Mulțumim la corul de la strană care ne-a încântat atât de frumos cu cântat și încântat odată cu darul lui Hristos care lucrează prin graiul lor. Nu oricine are darul a cânta, am mai spus-o trese ori. Și acești nu sunt studenți, ci au fost studenți, au terminat facultatea de teologie, sunt căsătoriți, au copilași la rândul lor. Unii sunt preoți, alții viitor preoți și mai vin din când în când la rugămintea noastră să ne încânte și să ne cânte atât de frumos cu darul care l-a dat Dumnezeu. Mulțumim încă o dată tinerilor care au cântat la strană în acest coral și fiii duhovnicești care îți spovedesc și sunt mândru să le mulțumesc personal. Mă întorc la iertare. Și eu, și dumneavoastră, și noi preoții, și dumneavoastră, suntem încercați deseori cu binefăcători. Când spun cuvântul binefăcători, ne-am putea gândi la ce binefăcători. Iată că Dumnezeu ne mai trimite câte o bărbuță să ne reamintească că există. Cât de greu este de dus când ai un răjmaș, dușman, care îți foarte pică, vinovat, nevinovat, dar mai mult poate ce vinovat, chiar dacă ești nevinovat, ești încercat cu această povară grea, care e foarte grea de dus. Bine ar fi dacă omul, noi toți, ne-am vedea de păcatele noastre. Înainte de a osândi pe cineva, de a judeca, să ne facem, să vedem conștiința noastră cum este, dacă viața noastră a fost frumoasă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dacă noi suntem mai buni ca cei care urâm pe nedrept, atunci să vedeți că nu vom avea curaj să avem pică asupra cuiva. Atât timp cât noi suntem împovărați cu păcate, păcate grele. Și avem grijă fratelui, surorii noastre, a surorii noastre, că sunt mai răi, mai păcătoși ca noi. Sunt foarte multe cazuri când nici la Sfânta Împărtășanie nu venim cu frică de Dumnezeu. Sunt foarte mulți care ascund spovedania și se împărtășesc cu nevrednicie. Și apoi ne mai gândim și de ce oare bine atâtea încercări asupra familiei noastre. Dacă noi ne-am împărtășit cu nevrâncii, ne-am osândit și am luat Sfintele Taine doar de ochii lumii, fără a ne ierta cu cei care i-am greșit, ne-am greșit, spunând doar așa două vorbe pe telefon, iartă-mă, mă duc la împărtășanie, vrei, nu vrei, Dumnezeu să te ierte. Ca și când ne-am făcut datoria și pot să mă și împărtășesc. Ne-a stăpânit mânia până în ceasul morții. De ce omul? Sunt foarte mulți în agonia morții care nu poate să moară până nu cere iertare de la cei care au greșit. Poate ați auzit și dumneavoastră și ați fost chiar la căpătâiul unui bolnav pe cale, la Domnul, când n-a putut să moară până n-a venit vecinul cerându-i iertare. Mai este și o frică de Dumnezeu și conștiință ca omul să-și are iertare doar în ceasul morții? Bine, nu-i târziu, dar toată viața ai chinuit un om, o familie, o persoană oarecare. L-ai făcut să plângă zi noapte, să nu doarmă noaptea. Din proces în proces, în judecată în judecată. Conștiința, frica de Dumnezeu, unde ne este nouă tuturor? Vedeți că fiecare Sfântă Evanghelie propovăduită ne vorbește despre credința vie în Dumnezeu. Iertare. Avem curaj, oameni buni, ca să cerem iertare la Dumnezeu când păcătuim și greșim zi-noapte. Când noi nu iertăm
pe cei care ne-au greșit, să i-am greșit. Ați auzit netatornicul din Sfânta Evanghelie. S-a rugat să fie iertat. Care familie, care copii. A fost iertat. S-a întors la casa lui și a adus aminte că cineva este dator câțiva din ani. Și l-a pedepsit aspru. Deci el s-a rugat plângând să fie iertat el. A suprit pe cel care era dator. Și atunci a fost judecat aspru la rândul lui. Așa că cât de mult avem de câștigat cu iubire față de aproapele. E bine, ducea nu să cu toții. Recunoaștem, recunoaștem. Cu un zâmbet plăcut poți aduce multă bucurie unui suflet necăjit. Cu un cuvânt bun și blând, chiar la spital, la căpătâi un bolnav, dacă te duci și pui mâna pe fruntea lui, rostești rugăciune, îi vorbești frumos, i-ai dat tămăduire. Atât doctorul trupurilor care este binecuvântat de Dumnezeu, medicul, cât și cel care merge la căpătâi un bolnav. Vorbindu-i frumos, îi redai speranță. Ce te costă, frate și soră, sau ce ne costă pe noi, să vorbim frumos cu cap. Dar eu am o rugăciune, Doamne, la dușmane care ne urăși și asupresc, pe noi și pe robii Tăi de față, dăruiește-le sănătate, iertare de păcate și pâine pe masa lor. Întrebare vreodată. Cum ne poate ține pământul ăsta sacru? Și cum ne poate ține Dumnezeu la câte facem pe fața pământului? Cât amânăm noi, las că mâine, las că la an, o să mă spovedesc. Las că când am fi mai bătrân, o să merg la biserică. Toate le amânăm. Și vedeți, furul, moartea vine ca furul și ca tâlharul și ne ia pe nepregătite. Vai de mine, soră, ați auzit că fratele Cutare a murit la 30 de ani. Tânărul Cutare, bătrânul Cutare. Dar așa de repede aseară am vorbit cu el. Dar ce? Suntem nemuritori? Dumneavoastră uitați că suntem doar călători? Vă este teamă să vă aduceți aminte că și eu și dumneavoastră avem un papa scurt de făcut? Trebuie să plecăm. Voim, nu voim, putem să avem palate, miliarde, sute de mașini de lux. Uite așa, ai căzut la pat și câteodată te mai întreabă ceva, tata, mama, frate, soră. Nici nu mi-ai răspuns. Deja gândul tău este care oferă masa de astăzi, iată că Maica Domnului mai face și minuni, fiindcă nu oricine știe ce înseamnă să faci o masă la mănăstire, unde mănâncă mii de pelerini. În fiecare duminică peste 1000 de pelerini. Că nu pentru că nici orice facem singurei noi mănăstire. Sunt patru familii, eu nu sunt din ce zonă, probabil că din ea. Familia Mocanu Gabriel, Damian Mirela Crenguța, Rădulescu Eduard, Cristi și Sorina și Crudu Mihaela. Hristos și Preacurata Maica Domnului să vă răspătească celor aceste familii care v-a dat Dumnezeu reminte să faceți această faptă bună când este foarte primită înaintea lui Dumnezeu când zici o vădă proste care înseamnă Dumnezeu primească și